Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță, iar dumneavoastră aveți astăzi întâlnire cu arta. Avem cu toții, că de-aia suntem aici. În platou, alături de mine, sunt Ana Maria Guran și Carol Ionescu, doi actori tineri frumoși. N-au venit cu taxiul, dar joacă în filmul Taximetriști. Așa e, că pentru asta am venit aici. Am uitat. Da, jucăm în filmul Taximetriști. Avem o scenă împreună în filmul Taximetriști și împreună cu colega și iubita mea, Nicoleta Hâncu. Da. Cred că noi suntem singurii, așa ca un mini-spoiler, care suntem mai mult de un personaj. Da, spoiler. Spoiler, bun, îmi place cu spoiler. Suntem singura poveste, pentru că în film sunt mai multe povești care se intercalează, care are focus pe trei personaje. Da. Nu dăm spoiler, pentru că vrem ca oamenii de acasă să meargă în cinematografe. Poate i-am făcut curioși. Da, cu siguranță curioși, doar subiectul în sine e de o curiozitate maximă. Trebuie să veniți să vedeți Taximetriști în cinematografe, nu dăm spoiler, dar scena morților noastre, okay, când facem accident și zburăm cu mașina în aer, este wow. Da. S-a rănit cineva în timpul filmărilor? Nu cred. Așchi maxim. Da, nu știu. Nu cred, cred că toată lumea, mai ales emoțional, nu s-a rănit, pentru că a fost o experiență super tare. Am lucrat cu toții cu oameni, unii dintre cei mai capabili profesioniști din industrie și a fost și foarte tare că mulți dintre noi ne știam și eram prieteni și a fost o atmosferă foarte ușoară, așa, foarte caldă. Știu că pe voi vă leagă o poveste mai lungă pe lângă proiectul acesta. Da, bine, aveți și aceeași vârstă, sunteți aproape... Da, aceeași zodie. Am fost colegi de facultate și de grupă în facultate. În proiectele lui Bogdan Teodor Olteanu noi am mai jucat, nu neapărat împreună, dar am fost în același proiect. Bine, chestia asta e foarte mișto la lucru cu Bogdan, că noi ne-am tot reîntâlnit pe set, actorii care îmi jucăm și în Taximetriști. Și suntem și prieteni, cum a spus el, ceea ce a făcut lucru mult mai, nu știu, mai fun, mai ușor, mai... E foarte tare când te înțelegi cu cineva, că știi ce urmează să spună, cum va face, de ce va face un lucru. Acela și preluăm unii de la alții. Avem același vocabular, da, aceleași, da, principii mari, aceleași valori. Toți vrem să facem filme bune, de calitate și cred că ne-a ieșit. Și ați tot făcut, așa ca o paranteză, că astăzi vorbim despre filmul Taximetriști, dar vreau să aducem un pic în discuție și faptul că voi ați mai jucat în recent, că ați tot jucat, aveți multe proiecte în spate, și teatru, și film, și de toate, dar vă aflați și pe afișele, că sunt două filme care au făcut furori în cinematografe, în online, foarte multe păreri, foarte multe discuții s-au creat, Romina VTM, da, și Team Building, da, da. unul dintre trei. Eu sunt unul dintre craiovenii, ea este una dintre prietenele protagonistei. Da. E un trio de fete în Romina și eu fac parte din acest trio. Da, deci practic ai în studio, aici adunat cu noi doi actori în filmele astea trei, un box office succes, exact, de 10 miliarde de dolari sau ceva de genul. Chiar, adică ceva, da, cred că atâta, wow pentru industria cinematografică din România din ultimii ani. Da, e o surpriză plăcută să vezi că vin spectatorii, vine publicul la film românesc. Că nu mai există această preconcepție că filmele românești sunt, nu știu, că sunt o grămadă de preconcepții aici, nu sunt stau să le număr. Dar e plăcut să vezi că publicul în sfârșit capătă încredere în creatorii de film din România și vin să vadă ce produse aduc. Sunt interesați și bine, da, ai punctat, pentru că filme românești se tot fac. Adică, ok, nu avem o dita mai industria ca la Hollywood, dar s-au tot făcut filme foarte bune, filme care au fost foarte apreciate în festivaluri, da, peste tot, dar care nu au prins neapărat în felul acesta, adică să ajungă să se discute atât de mult, da, de ele, atâtea critici, așa mai departe. Voi faceți parte și din generația asta tânără, și eu, dar mai mult voi. Cumva aceste produse sunt generaliste. Când vorbim de Romina VTM, de Team Building, Taximetriști poate e un pic pentru un public mai generic. În primul rând se vrea, adică nu se marketează ca un film cu pretenții. E un film, o poveste despre oameni cu care poți să te identifici, cu personaje cu care poți să te identifici cu ușurință și
nu are pretențiile unui film de artă, de exemplu, dar nu are nici aspirațiile unui film comercial, de exemplu, să facem încasări, să facem public. Adică da, e undeva la mijloc. Da, și își propune să fie ce e un film, o poveste. O poveste care nu este neapărat o comedie, cât este o poveste în care, sau după care, în urma căreia, pleci și cu anumite sentimente și emoții. Nu văd. Pleci. Că e foarte autentic din punctul meu de vedere și cum am mai avut discuția asta cu mai mulți oameni, că noi ne uităm la filme din străinătate și sigur, suntem obișnuiți să consumăm genul ăsta de conținut și înțelegem glumele altor oameni din alte țări și așa mai departe, dar e foarte tare când vezi un film care vorbește despre locurile în care tu ai fost, locurile pe care le știi și despre situații pe care le cunoști. Sunt niște glume care poate străine, dacă vor vedea filmul ăsta, nu o să le înțeleagă, ceea ce e foarte mișto, ca să zic așa, că noi le înțelegem, le absorbim altfel. E un film foarte autentic. Ne identificăm foarte ușor cu ele. Da, e foarte autentic. Românesc, bucureștenesc, e ceva foarte... Poveștile și personajele care sunt... pe care le găsești în filmul ăsta sunt tocmai au o autenticitate aparte, pentru că scenariștii și actorii și, mă rog, toată echipa a căutat să dea cât mai multă importanță. Adică nu a fost făcut nimic în filmul ăsta, în producție, preproducție, postproducție, nu a fost făcut nimic superficial. Asta pot să garantez eu. Asta e foarte Am foarte avut o discuție cu puțin timp înainte să începem acest interviu și Carol îmi spunea că e foarte încântat de faptul că publicul vede acum, începe să vadă și să aprecieze actorii din generația tânără și nu se mai face comparația aceea cu vai, stai, că nu mai avem noi actori cum aveam odată. Uite, iată că avem. Iată că avem actori foarte buni din generația nouă care reușesc să aducă publicul, atât publicul tânăr din generația nouă să aducă în cinematografe, dar și publicul de toate vârstele. Da, ca să zicem așa. Consacrat, exact. Da, sunt actori, sunt nu numai actori, sunt regizori, scenariști, sunt o pleiadă de artiști tineri, profesioniști, foarte, foarte capabili, care vor să își arate talentul, să arate ce pot și ce, pentru că ce vor să facă pentru publicul autohton, pentru și probabil nu numai autohton, cred că sunt artiști cu aspirații internaționale, dar e bine că încet se taie preconcepțiile astea care ne legau de un trecut nostalgic de mult pierdut cu Amza Pelea Neamărin și BD La Mare și La Munte și, mă rog, și alte multe filme foarte bune. Făcute. Exact, care sunt și acum actuale, adică râdem și acum, ne plac și acum, dar putem pe lângă astea să ne bucurăm și de ce e nou. Nimeni nu neagă valoarea filmelor respective, dar ce aș încuraja eu publicul românesc este să dea o șansă filmelor care vin acum, indiferent de gust, sigur, poate îți place Taximetri și nu-ți place Romina, sau îți place Romina și nu-ți place Team Building, sau mai știu eu ce, că au fost o grămadă de discuții în mediul. Da, e important că media. S-a început de undeva, mai ales după pandemie. Unul a început să facă foarte multe filme și adesea aud oameni în diverse contexte că nu le place să meargă la filme românești. Nu-mi dau niciun fel de argument. Adică îmi zic chestia asta și sunt adece și nu-mi dau un argument. Probabil e o chestie pe care și-au imprimat-o în creier. Nu știu exact care e situația, dar în ultima perioadă au tot ieșit filme, ceea ce este super, e un început și de aici se poate evolua pe mai departe. Plus că, lucrurile s-au schimbat, au trecut ani, e normal să facem filme noi despre lucruri care se întâmplă acum. Că nu poți să vorbești cu continuu despre trecut. E bine să trăim un pic și în prezentul ăsta. Și iată să te adresezi și publicului nou. Da, publicul 100%. Nou născut, să-i spunem, care s-a născut în ultimii 20-30 de ani. Da. Nou născuți. Care au și ei nevoie de glumele generației lor. Bineînțeles. Da, glumele, asta e, când, da, glumele, situațiile, poveștile, tot. Se regăsește foarte mult. Se regăsesc foarte multe astfel de exemple în filmele astea făcute acum. Ana Maria, aș vrea să ne povestești un pic despre piesa de teatru Taximetriș, pentru că avem filmul odată care e în cinematografe și face furor și are un mare succes, dar filmul a plecat de fapt de la piesa de teatru. Da, este acest spectacol cu același nume, Taximetriș, care a avut premieră acum 4 ani.
Este un pic diferit de film, pentru că s-au mai schimbat lucruri, evident. În contextul de teatru funcționează niște lucruri, în contextul de film funcționează alte lucruri. Dar merită văzut, pentru că de acolo a pornit și invit oamenii să vină să vadă și spectacolul care încă se mai joacă la Teatru Apollo. Eu am alt personaj acolo, s-a schimbat de la teatru, la spectacol la film, s-a schimbat un pic ceea ce joc. Ce să zic mai mult de atât? Da, merge să-l vedeți, pentru că după aia, na, în ce ordine vreți? Adică important este să, da. Cred că e, indiferent dacă vezi mai întâi filmul sau vezi mai întâi piesa, cumva te face curios. Acum, să da, vezi... nu cred că contează atât de mult ordinea, mai ales că depinde și de timpul fiecăruia sau de ce are de făcut în ziua respectivă și cum sunt programate și spectacolele și în fine. Dar vă invit să mergeți să-l vedeți, că de acolo a pornit, adică e așa o da, începutul poveștii. Să poți să compari, mai ales două medii de expresie diferite, da. Filmul și teatru. Că n-ai ocazia asta, dacă vrei să vezi un film de Oscar, să vezi spectacolul făcut înainte sau după film, nu ai ocazia asta. E mișto să poți să vezi un film și după aceea să vezi și spectacolul cu aceeași poveste. Voi experimentați și zona de film și zona de teatru. Aș vrea să vă întreb cum vi se pare... Cum vi experimentați? Experimentați foarte bine, da. Să spunem, foarte profund. Cum vi se pare, nu știu, e diferit publicul de film față de publicul de teatru? Este același public? Acum ați tot avut aceste turnee, aceste evenimente cu lansările, da, de film, în care ați avut posibilitatea să vedeți reacții la cald și de la film, că la teatru le e mult le mai știți. Clar, e un feedback constant exact, cu spectatorul, exact. Da. Nu știu să spun, adică nu, cred că nici domnul Victor Benjuc, care are o experiență de 70 de ani acum în teatru și nu cred că ar putea să răspundă clar la asta. Ce îmi dau eu seama din cât am jucat teatru și cât am fost după aia să văd filme, fie că jucam eu unele sau nu, mi se pare că publicul român, și asta e o calitate a lui, știe ce vrea. Nu știu cum să zic. Și mi se pare că acum asta o să se clarifice mult mai tare odată ce ies filme tot mai multe pe bandă, făcute producții românești pentru fiecare gust, dacă e vorba de film de artă sau film comercial sau această categorie între, ca să zicem, care se pavează acum încet încet că o să se poată face în continuare filme comerciale pentru oricine, filme mai, nu vreau să folosesc cuvântul elitist, dar cu aspirații și pretenții mai mari, culturale, poate pentru festivaluri, da. Și filme de mijloc, de care nu au și publicul o să rezoneze mult mai bine în anii ce vor urma cu astfel de produse pe piață. Pentru că publicul românesc, din câte văd eu și mai ales la teatru, știe ce vrea. Adică se fac deja categorii la teatru cu tare are publicul fidel cu tare, teatru cu tare, pentru că spectatorii știu, văd, se duc, văd un spectacol, le place bine, mai vin aici la teatru ăsta sau mai urmăresc actorii care au jucat sau regizorul care a făcut. Nu-mi place, mă duc, văd altceva. Noi, cum spuneam, abia acum putem să vorbim că ne dezvoltăm ca industria filmului, deși s-au făcut filme foarte bune, acum parcă, iată, ne ramificăm așa, da. Și începem tot mai mult. Dar dacă am putea să vorbim despre o identitate a filmului românesc, nu știu, uite, eu când mă gândesc la filmele franțuzești, dacă aleg să mă uit la o comedie franțuzească, știu deja ce o să găsesc, știu deja ce o să fie, cum o să râd, cum vor fi glumele. La fel dacă mă uit la filmele italienești și așa mai departe. O da, să vorbim oare de o identitate? Cred că trebuia să vină Bogdan, da, ulterior, să răspundă la asta. Că mie vine să fac o glumă, evident. Păi dacă te gândești la prieten. Filmele românești, te gândești evident că se va mânca o ciorbă într-o bucătărie, într-o liniște de moarte, după o ceartă în familie, probabil. Sau. Păi asta dar... cred că era argumentul pe care nu voiau să ți-l dea oamenii care spuneau da. Că nu vor. Pentru că a fost acea perioadă în care asta era eticheta filmului românesc. Da, acum nu se mai întâmplă chestia asta. Nu știu dacă am mai văzut în taximetriști cu ciorbă. Nu există nicio ciorbă în taximetriști, ar fi fost interesant. Cred că e take-away cu maxim. Ciorba, dar da, nu. Take-away. Nu, în taximetriști nu a avut loc. Dar uite că până la urmă asta, preconcepția cu ciorba a pavat drumul pentru atâtea întreprize de ciorbării și mai știu eu ce. Adică it's a good thing.
Cred că s-ar putea face chiar un film despre asta. Adică, cred că s-a făcut, s-a și ironizat. O oră jumate despre cum mănâncă cineva o ciorbă în toate ipostazele. S-a ironizat această etichetă, sigur. Dar nu e o chestie, adică nu e o chestie, cum să zic, nu e ceva inventat, nu e ceva ce nu există. Într-adevăr, ciorba aia avea un sens că... Asta se făcea, să dai în bucătărie, mâncai o ciorbă și te certai cu nevastă ta sau o chestie de genul ăsta. Da, asta se întâmplă în poveste. Exact, aia, da, până la urmă, da, uite, ai dreptate, așa este. Asta... Era adevărul ecranizat. Da. Acum s-au schimbat cumva lucrurile, publicul cere altceva și este normal să ceară altceva și foarte bine că se fac lucruri noi. E... Da, se fac lucruri noi și se face și în continuare. Ciorbă, cred că se fac. Nu știu, în generația nouă, uite, putem face un sondaj, câtă ciorbă se mai mănâncă în... Mie îmi place ciorba. Și mie îmi place ciorba și cred că sunt oameni cărora încă le place să vadă filme. Mie îmi plac filmele astea cu ciorbă, ca să le etichetez vulgar așa. Dar e foarte bine tocmai asta că acum încep să se facă filme pentru toate gusturile și oamenii cărora le plac filmele cu ciorbă se duc să vadă filme cu ciorbă, oamenii care vor să vadă fast food poate să vină să vadă fast food, oamenii cărora le place shawarma poate să vină. Eu fac acum o analogie incredibilă pentru industria filmului românesc. Da? Shawarma să vină la taximetriști? Exact. Păi nu poți, na, când te gândești taximetriști, automat te duci cu gândul la cafele și shawarma. Da, intră bine. După ce termin planul... O noapte în oraș, o șaorma, un taxi acasă, asta e. Exact. Asta e o seară, frate. Cum numele emisiunii noastre este Întâlnire cu Arta, aș vrea să ne povestiți și voi cum a fost întâlnirea voastră cu Arta, cum a fost intrarea voastră așa în această scenă pe care ați cunoscut-o foarte devreme. La tine, Carol, se știe că te-ai născut practic. Ce-am zis? Da, te-ai născut practic într-o familie unde Arta era la ea acasă. Da, ereditar. N-am ce să fac. Genetic. Am avut actorie în familie și am luat și eu. Se gluma lui Nicolae. Da, nu știu, pentru mine a fost un parcurs natural. Cum mai spuneam eu odată la altă discuție cu tine înainte. Nu știu ce să zic. Nu e, cred că e și altă etichetă stupidă, cred că, care circulă prin România, că părinții nu își lasă copiii să facă o astfel de meserie pentru că nu e bine plătită. Nu e tocmai adevărat, nu o ducem foarte bine, nu susțin asta. Arta o duce groaznic în România, adică dacă vede vreun alt demnitar asta și se hotărăște să dea mai mulți bani la cultură, mulțumim. Dar nu e nici moarte de foame, adică poți să faci și o meserie foarte frumoasă. Care aduce poate satisfacție foarte pe care satisfacție. Un salariu mai mare nu ar compensa neapărat. Ar fi bine și un salariu mai mare, ar fi bine să fie plătită lumea acum, ca lumea, doar că asta e situația. Acum nu am cum să mă las să mă apuc să fac IT. Dar ce vreau să spun e că e înșelător la meseria asta uneori că eu știu că mi-am luat țeapă cu asta. Eu inițial am simțit să mă apuc de asta pentru că mi se părea ceva mai facil decât să studiez la orice altă materie și să învăț să ajung un dentist foarte bun sau să am o meserie și după aia să fac altceva. Ai avut cumva și inspirația de mic și ai văzut... Da, deși când eram mic uram asta, pentru că era teatru era și filmările erau locurile unde îi pierdeam pe ei mei. Asta era dureros. Ține-am de parte da. De... Dacă e să intru într-o analiză psihologică a copilării mele. Dar... E ceva înșelător pentru că pare că e ceva facil și frumos, dar vine cu multe greutăți, cum spunea și Ana într-o discuție. Da, ideea este că noi lucrând cu emoții foarte mult timp, adică majoritatea timpului, oamenii poate privesc chestia asta că pare ușor, e normal să o facem să pară ușor, că așa trebuie să, așa se face un lucru bine, să pară că e ușor de făcut, dar în același timp vine cu îți mănâncă foarte mult din energie și din emoții și de multe ori treci prin niște stări care te afectează și personal. Te copleșesc. Da, se plătește altfel prețul în viața de artist, ca zic așa. Și bine, vine și cu părțile bune, că eu am teoria asta, aplauzele alea de la final sunt parcă din altă lume. Trăiești ceva extraordinar, simți că ai oferit, ai dat ceva din tine și vezi că ai schimbat ceva într-un om. Poate să sune și foarte... narcisist, dar în același timp e frumos.
e frumos, dar te costă, dai ceva din tine tot timpul. Sunt momente după spectacol, aveam momente în care 10 minute nu se putea vorbi cu mine, pentru că aveam nevoie să-mi recapă de undeva energia. Da. Da. Da, mulți artiști suntem așa, suntem fire empatice. Dar nu e ceva rău, adică e o senzație normală. Spuneam că amândoi ați interacționat cu arta foarte devreme. Tu la 16 ani deja erai un nume mare în lumea filmului. Nu e chiar așa. La 16 ani am fost chemată la casting pentru Lumea Mea și la 17 ani am filmat. Dar filmul a ieșit după 2 ani, când am intrat anul întâi de facultate. După ce am intrat în facultate a ieșit filmul, cred că pe la jumătatea anului ceva. Deci nu mai țin minte nicio exact. Era în atunci. Da, atunci a început cumva. Dar eu am artiști în familie, pictori, poeți, toate cele. Părinții mei nu se ocupă cu arta, dar la mine a venit cumva dintr-o nevoie de exprimare și paradoxal dintr-o nevoie de a primi atenție, dar în același timp să fie prin niște personaje, să nu mă expun atât de tare, deși mă expuneam, emoțional mă expuneam. Voiam atenție, dar sub o mască, sub o, nu știu exact cum să explic. Aveam nevoie să simt foarte multe emoții, dar cumva să nu fiu eu tot timpul. Să nu fie despre cam așa, tine. Da, cam așa. Da, și despre ce fac cumva. Da, da, e rezonant. Voiam să înțeleg omul în toate felurile lui și asta mi s-a părut potrivit. Plus este că, și da, o formă de terapie actoria. Sunt acum la modă foarte multe cursuri, nu neapărat pentru tineri ca să urmeze această meserie, cât și pentru adulți ca formă de terapie, de joc, de dezvoltare personală. Da. Și au efect multe, da, știu, avem câțiva. La nivelul ăla cred că funcționează ca un fel de terapie, dar sigur, pentru la nivelul când vrei să fii profi pe chestia asta, cum am spus și mai devreme, trebuie să ai nervi de oțel și să știi să organ. Și trebuie neapărat să găsești niște cum zicem noi, cârje, să zic, să te ajute să nu cazi într-un vortex din ăsta în care să te pierzi pe tine. Ar trebui să existe la noi niște, nu știu, poate niște terapeuți care se ocupe de actori sau. Știu că sună foarte penibil, poate, dar avem nevoie de chestiile astea. Nu suntem tot timpul pe o linie de plutire. E greu ce facem. Și nu facem doar ca să distrăm lumea. Că am mai auzit treaba asta de dar ce contează așa mult? E doar pentru distracție. Păi dacă n-am fi fost noi și mulți alți artiști, oamenii ce făceau în pandemie? La ce se uitau? Pe Netflix sau mai știu eu? Arta are sensul ei. Trebuie să existe. Ar fi nașpa lumea fără muzică, fără filme, fără... Nu e doar o meserie de distracție, noi nu facem așa doar dintr-o... Și nu o zic într-un mod rău, dar chiar cred că e importantă, cred că ajută oamenii. Pleci la un spectacol și poate ți-ai schimbat părerea despre ceva. Da, aparent arta e lux și dacă e să luăm așa ceea ce aduce ca aport adus societății, da, e un lux, dar de fapt este esențială. E important. Și mult mai accesibilă acum. Ferit. Da. Înainte era un privilegiu. Este foarte accesibilă. Este... Exact. E ieftină, asta e păcat că e ieftină, pentru că nici nu face bani în artă. Nu e subvenționată îndeajuns, dar e ieftină și poate oricine, orice să facă, să se ducă să vadă. Adică e ceva... Apropo de aparențe, o să vă amintesc o glumă pe care i-am spus-o și Andrei Șovan, care a fost în ediția trecută la noi. Apropo de percepția oamenilor despre actori, despre meseria asta, vi s-a întâmplat, că îmi spunea de mult un prieten actor, că în momentul în care vorbea prin gașcă cu diverse cunoștințe și le spunea că este actor, a terminat actoria, ei le spuneau, a, da, ia joacă. Da. Vi s-a întâmplat? Am pățit în taxiuri cel mai mult, chiar că... Na. Apropo de taximetriști. Apropo de taximetriști, tot timpul când le zic că sunt actriță, mai au chestia asta, ori și eu am vrut să fiu actor, ori hai zi un banc sau poți să plângi. Dar e o chestie care cred că mi se pare normal să întreb cumva asta, pentru că tu, dacă nu faci meseria asta de zi cu zi, logic ești curios. Cum adică tu în fiecare zi plângi și glumești sau sunt, cred că, da, cred că sunt curioși de... Sunt de acord cu fascinația, universul ăsta. Cu fascinația, da, pe care o oamenii... Sau n-am încredere în tine că ești actor. Ați fi surprins și în viața de zi asta cu zi ne e greu să mințim. Oricum nu minți, ca actor când joci nu minți, nu, da, te prefaci. Nu asta e... E un mit, mie nu-mi place asta cu ea joacă, asta categorie. Mi se pare... E ca și cum îi spune unui chirurg. Hai, operează. Da, scoate bistriul să văd. Nu e chiar așa de simplu. Slănina asta, să nu văd nimic pe aia. Avem și noi viețile noastre personale. Nu... Da, nu, am auzit multe de astea. Nu te-am construct.
Nu mai faceți asta, dacă auziți. Nu mai faceți, că nu ajută la nimic. Lăsați glumele, cum să-i spun. Bun, pe final aș vrea să ne faceți câteva recomandări. Așa, de la profesioniști, da. Recomandările profesioniștilor. Aș vrea să ne recomandați. Aș vrea să ne recomandați, în primul rând, un film. 3, 2, 1 și Taximetriști. Nu. Okay. Era de așteptat. Bine, puteați trei. Și Romina a avut în mâncăie recent acum. Nu și mai sunt în cinema astealalte. Da, nu știu. E pe Netflix, Team Building. Ah, da, pe Netflix poate să le vadă lumea. Așa. Dar Taximetriști la cinema musai, pentru că nu va mai apărea pe Netflix. Nu va mai apărea nimic pe Netflix. Se închide Netflix-ul. Deci în cinema neapărat. Deci în cinema, da. Scuze, am divagat, care era întrebarea? Deci să recomandăm un film. Nu știu. De obicei când mă întreabă lumea genul ăsta de chestii, mintea mea devine goală dintr-o dată, parcă n-am făcut nimic toată viața și nu mai știu. Ce filme? Da. Ce sunt alea? Uite, mi-am adus aminte de unul și cred că se numea I, Origins, dar nu mai știu regizorul. E ceva destul de abstract așa, dar e drăguț. I, Origins, 100% I, Origins se numea, dar nu mai știu regizorul. Dar îl găsiți pe internet și îl notăm. Nu, cu siguranță Taximetriști, nu am... niciun alt film. Uite, cineva care se... Bune, știu că pare o reclamă de aia cât se poate de cel mai jos nivel, dar nu, este realmente o recomandare din suflet, da, să meargă lumea să vadă Taximetriști. Acum urmează cea de-a doua recomandare. O invitație la teatru. Asta e simplu. Deci va trebui să mergeți la... 3, 2, 1 și Taximetriști. Ok. Și chiar acum, fără lăsând gluma la o parte, mergeți, pentru că e o experiență frumoasă și un spectacol în care eu m-am simțit foarte bine. Și joc eu. Să vedeți că Ana Maria Dar nu joc doar eu, sunt pe dublă distribuție cu Mădălina Stoica și ea joacă în Taximetriști filmul. Shout-out, Mădălina! Și care mi este și o prietenă foarte bună și o super actriță, deci pe oricare ne nimeriți este perfect. A, și eu... Eu joc acum în... Eu o să recomand spectacolul în care joc eu, evident. Doamne. Joc într-un spectacol pe care l-am făcut cu niște prieteni foarte dragi mie, cu care am pornit împreună cu câțiva ani în demersurile unui festival de teatru, despre care vreau să vă zic un pic oricum. Dar spectacolul pe care îl jucăm se numește Abuzarea publicului. Nu sună atât de rău, adică dacă ești spectator, poți să riști, să viști, s-ar putea să nu pățești nimic. Nu știu cum să vând spectacolul ăsta. Și îl jucăm la TNB în cadrul programului 9G, la Sala Mică. Dacă vrea cineva, dacă e interesat, poate să caute pe net. Și mai jucăm, apropo de echipa din Taximetriști și care joacă și în spectacolul Taximetriști, mai jucăm Sara Mara, tot la Apollo 111, care e cam toată echipa care joacă și în filmul Taximetriști. Și ăla e un spectacol foarte mișto în care joc. Dar chiar e foarte tare, pentru că apropo de iarăși de nu se fac actori ca pe vremuri, poate nu e teatru pentru tine, nu este teatru în definiția lui clasică, ca să zic așa. Dacă asta e neatractiv pentru anumiți spectatori, e ceva foarte, foarte autentic, iarăși cu mediul autohton de acum. Până acum și invitația la festival, ai spus că ne spui, da, mai mult. Da, vreau să vă zic de festival, este foarte important să vă spun, pentru că e un proiect foarte drag mie și e un demers pe care l-a început maica mea, de fapt. E un festival, se numește Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu și e făcut pentru amintirea tatălui meu, Șerban Ionescu, așa îl cheamă ca pe festival. Și mama a reușit în timp să-și adune în jurul ei foarte mulți tineri dornici și out of work, ca să zic așa, că toți vin, sunt artiști la bază, regizori, artiști de toate felurile. Și din nevoie și din dragoste pentru proiectul ăsta au devenit antreprenori culturali, ca să zic așa. Și am făcut festivalul ăsta foarte mare greu, de la zero. Acum am avut foarte mult ajutor de la mulți prieteni, sponsori, prieteni, autoritățile din 2 mai, de exemplu, care au venit ca un noroc peste noi și putem să-l facem la 2 mai. Anul trecut am făcut a doua ediție la 2 mai și anul ăsta facem din nou,
tot la 2 mai, pe plajă, e un festival de teatru și film, și artă, și concert, și cred că mai adăugăm o categorie anul ăsta, o să fie 5 categorii, nu o să fie doar teatru și film, care se ține practic la malul mării, ceea ce e foarte, foarte tare că avem ocazia să facem asta. Ai o dată pentru... Da, se întâmplă la final de iulie, între 22 și 29 iulie și te invit și pe tine acum că se poate, de sincer, da, te rog frumos să notezi. Este... M-am uitat, 29 iulie, 2 mai. Este foarte tare, adică dacă vreți, nu știu, dacă tu... Ce planuri să ajung, dar îmi doresc. Da. Uite, venim cu toți. Dacă vreți, și dumneavoastră dacă, de acasă, și voi de acasă, și tu dacă vrei să vii. Vorbesc cu operatorul acum, ca să nu înțelege lumea. E foarte, foarte tare. Iarăși, e ceva, vreau să spun despre asta că mi se pare rar. E un festival care, iarăși, nu are pretențiile unui festival de artă să nu fie pentru toată lumea, ca să zic așa. E ceva foarte simplu, autentic, pentru oricine. Și ce își propune cel mai mult festivalul ăsta este o întâlnire între spectatori, între publicul de pretutindeni și artiști. Apropo de noi care stăm să mai explicăm acum chestii despre cum suntem noi ca artiști, asta ar ajuta la înțelegerea oamenilor să vadă cum sunt artiștii, că nu sunt nici așa, nici pe dincolo, sunt oameni, nu sunt nici idoli, nici pauperi. Sunt oameni, oameni, eu vă confirm că sunt aici în studio alături de mine. Eu vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru astăzi, pentru că ați venit cu atât de multă bucurie și deschidere pentru noi. O să vă mai aștept, pentru că sunt convinsă că mai sunt producții. Mai venim. Mai venim. Mulțumim ceva de invitație. Da. Mai vorbim și de festival, și de teatru, și de filmele pe care le veți mai face. Vă urmărim pe Instagram. Aveți un alt nume așa ca să-l dăm pentru Instagram? Cum ești pe Instagram? Ana Maria Guran. Și eu sunt Carol Ionescu. Carol Ionescu pe Instagram. Le dăm follow. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru azi. Și noi îți mulțumim. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.